Oltenii au răspuns pozitiv la campania mediatică inițiată de Oana Cuza, mama Alexandrei Mustaț, în vârstă de 12 ani, diagnosticată cu o boală gravă la nivelul feței. Afecțiunea este numită sindromul Wyburn-Mason, o malformație arteriovenoasă care se manifestă prin sângerări masive la nivelul cavității bucale. O mare parte din suflarea sportivă a orașului s-a mobilizat exemplar și a venit în sprijinul fetei. Astfel că sâmbătă, cu ocazia cuplajului voleibalistic de la Lugoj, la care au participat formațiile Agrolen Timișoara, CSM Târgoviște, Știința Bacău și CSM Lugoj, s-au adunat aproximativ 12.000 de lei. Cei 700 de spectatori prezenți în sala sporturilor Ioan Cuz Germănescu au donat cât au putut, iar inițiatorii campaniei au scos la licitație tricouri, fanioane și o minge cu autografele sportivelor de la CSM Lugoj și Agrolent Timișoara. Un alt eveniment sportiv în sprijinul Alexandrei a fost turneul de fotbal în sală organizat de arbitrul Gabriel Goloșie. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică, și a reunit numai puțin de 21 de echipe. În cele din urmă, Darova a fost echipa câștigătoare. După încheierea turneului, organizatorul a declarat că a reușit să strângă aproximativ 13.000 de lei care au ajuns la Alexandra. Din punctul nostru de vedere, cred că a fost cel mai reușit turneu. A fost 21 de echipe, 11 sâmbătă, 10 duminică, 4 grupe, 3 de 5 și 1 de 6. Suma din două zile, aproximativ 13.000 de lei, fără ce este în cutii. Restul, Oana și Alexandra ne vor spune mai departe ce s-a întâmplat. A fost cel mai de succes turneu organizat până acum. Da, din toate punctele de vedere n-am avut nicio cheltuială din partea SELI cu ajutorul autorităților și echipele s-au mobilizat foarte bine, foarte, foarte bine. Multe echipe au dat peste 400 de lei, știu că chiar 1600, noi vreo 1150, pompierii vreo 10 milioane, 1000 de lei, a fost bine. Din punct de vedere al fair play-ului, a fost o competiție bună? Extraordinar. Cu mici excepții ca de fiecare dată, extraordinar. Și cred că celelalte echipe pot să mă aprobe, să zic așa. A fost bine. Totul foarte bine. Care este starea actuală a Alexandrei? Alexandra, ziua este foarte bine, cu excepția faptului că îi bombează obrăjorul stâng și este puțin pătată. În schimb, noaptea are sângerări, atât din guriță cât și din năsuc. Și din punct de vedere psihic? Foarte bun. Psihica a trecut și alaltăieri peste o nouă, nu se poate spune intervenție, adică o angiografie. A refuzat anestezia generală, a mers pe anestezie locală timp de 2 ore, a stat pe masă. Are un psihic foarte bun, colaborează foarte bine cu toată lumea, este un copil foarte vesel. Cum vi s-a părut această mobilizare de forță în sportul lugojean pentru Alexandra? Toată lumea a răspuns pozitiv. Sinceră să fiu, chiar nu m-aș fi așteptat. Au răspuns foarte prompt, foarte repede, foarte pozitiv. Sunt oameni cu un suflet mare și sper ca Dumnezeu, eu și în primul rând Alexandra, într-o bună zi să poată mulțumi tuturor celor implicați. În urma turneelor caritabile organizate, a campaniei mediatice, dar și în contul pe care îl are deschis, mama Alexandrei a reușit să strângă până acum suma totală de aproximativ 20.000 de euro. Ar mai trebui 5.000 de euro pentru ca Alexandra să poată face deplasarea în Turcia pentru tratament.